Polițiștii de frontieră au depistat în data de 17 octombrie, la punctul de trecere al frontierei Giurgiu, un șofer care intenționa să introducă în țară o mașină furată. Cetățeanul turc a declarat polițiștilor că a cumpărat autoturismul în valoare de 200.000 de lei în anul 2012, tot de la un bărbat de cetățenie turcă. Procedând la verificarea autoturismului în bazele de date specifice, polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează ca fiind furat din Turcia din data de 20.10.2012. Șoferul turc a declarat faptul că a cumpărat autoturismul în anul 2012 de la un conațional și nu a avut cunoștință despre faptul că acesta figurează ca fiind furat. Oamenii legii au început urmărirea penală împotriva cetățeanului turc pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt, iar autovehiculul a fost reținut la sediul Inspectoratului Poliției de Frontieră Giurgiu până la finalizarea cercetărilor. Tot în data de 17 octombrie, polițiștii de frontieră giurgiuveni au desfășurat o acțiune specifică pe linia prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere. În urma controlului amănunțit efectuat asupra unui microbus care circula pe ruta Bulgaria-Germania, oamenii legii au descoperit într-o geantă de voiaj un pistol cu gaze de calibrul 9 și un număr de 15 cartușe. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că pistolul și cartușele aparțin unui pasager aflat în microbuz, însă nu deținea documentele legale necesare. Polițiștii de frontieră au întocmit persoanei în cauză dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și contrabandă calificată. Muniția și pistolul au fost reținute în vederea expertizării și continuării cercetărilor.